este venit pe canalul meu, stați că mi se pare că stați strâmbi. Cred că așa. Așa, în primul rând să nu vă speriați, vă rog, de părul meu, pentru că m-ați spălat pe cap și m-am trezit cu asemenea volum. De nu vă vine să credeți. În al doilea rând, ți se vă anunț că astăzi facem videoclipul cu ce am cumpărat în luna decembrie și desigur o să fie și câteva produse pe care le-am primit. Dacă nu vă deranjează, nu o să specific de unde, ți se vă anunț că trebuia să mai fie aici niște produse de la Sephora. Însă, am primit un voucher ca și cadou de Crăciun și trebuia să ajung în Sephora să-mi cumpăr eu cosmetice, evident. Și am fost, când? Nu știu, zilele trecute oricum, cândva, cred că pe 27 azi, din 29, da, pe 27, ups, stați că încep să cadă. Am fost în Suceava cu soțul meu și am avut noi puțină treabă pentru casă și a zis că după ce terminăm treaba, intrăm și la Iulis Mall ca să ajung în Sephora. Și am, nu știu dacă știți acolo zona, oricum, ca să intri propriu-zis către Iulius Mall, ai un sens giratoriu. Am intrat noi în sensul giratoriu, da, noi veneam așa, am intrat frumos în sensul giratoriu și trebuia să intrăm pe străduță, am intrat acolo, când am văzut ce hoi de mașini era, noroc că mai era acolo imediat un sens giratoriu mic și zic soțului, știi, virează și hai înapoi că nu. Deci nu, era nebunia de pe lume, am zis, lasă că nu este nicio problemă, pot să-mi iau și mai târziu, așa că am rămas fără acea parte, dar oricum o să vedeți, cred că în ianuarie, că până atunci ajung eu cu siguranță. Am aici produsele și sincer să vă zic, nu mi-am cumpărat multe din asta, chiar am fost cu mițică, însă am mai primit câteva și cumva, cumva, am ce să vă arăt, s-au compensat lucrurile. Bun, în primul rând, dacă am aici ceva foarte mare și foarte greu și am să le pun așa cumva pe o parte. Așa, am fost la metro. Eu pe la metro nu ajung prea des, dar când ajung, desigur, mă uit la partea de cosmetice. Și am văzut acolo un gel intim. Cam așa arată, este de la Dermomed. Și țin minte că am primit-o parcă așa ceva și din Italia, cu mult timp în urmă, și cred că erau destul de bunișoare, așa că mi-am luat unul din acesta. Este ceva cu pH 4,5, ceva pentru uz de zi, un deo plus complex, nu are parabeni, nu are EDTA, PEG și silicon. Este cu extract de calendula, dolbenele, cu toate că aici arată această floare, n-are nicio treabă floarea. Acesta a costat 4,50 lei sau până în 5 lei și tot la metro am mai luat și acest șampon uscat de la Elviv, adică Elsev, L'Oreal Elsev. Extraordinary clay cu trei tipuri de argilă, nu știu ce, pisici, finish, invisible finish pentru rădăcini grase, adică cum am eu părul cu rădăcina grasă. Și cred că l-am încercat o dată, nu de două ori. De miros, miroase foarte bine, însă nu prea m-a convins. Nu știu, o să vedem, o să-i dau mai multe șanse în ianuarie, dar parcă nu m-a convins. Acesta a fost 8 lei și vă dați seama că în condițiile în care pe alte rafturi de la alte magazine îl găseam undeva la vreo 28 de lei, poate. Am zis că ok, hai să-l cumpăr, măcar dacă nu ar fi bun, nu mi-ar părea rău. Cu toate că auzisem despre el că n-ar fi așa de strălucit. Dar am zis ok, îl luăm așa. Intrat pe la Kaufland și acolo am găsit acest gel de duș. V-am lăsat atunci poză pe Instagram. Cam așa arată, este de la Bevola. A costat 3 lei pentru că ei au produse destul de ieftine și este Rose Shine, adică cu trandafir și iasomie. Miroase a altceva, nu a trandafir, nu a iasomie. Este o floare, nu știu să vă zic care și cum. Poate să-mi aduc aminte până la sfârșitul videoclipului. Îmi închipui așa cam ce ar putea fi, dar nu pot să zic sigur oricum. Miroase așa ceva, o floare dintre aia de grădină, poate. De miros, miroase bine, oricum. Aici era concluzia și mi-a plăcut și ambalajul, așa, o tentă movalie, așa, un mov perlat. Am ajuns și pe la Lidl. Hai, hai, hai. Așa, de la Lidl v-am arătat eu într-un vlog că am luat această ojă, care desigur că are păr de pisică pe ea, pentru că de cine ar avea. Cam așa arată, este din gama Gel Like și este Orchid Love. Am dat 4 lei și un pic parcă pe ea și încă n-am apucat să o folosesc pentru că am pus-o în cutie. Dacă tot discutăm despre oje, vreau să vă arăt și această ojă care am luat-o din noiembrie. Însă, la fel, am uitat să vă arăt. Este de la Espuler, presupun că așa se citește, oricum sună foarte, 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 și este făcută în, ce văzusem aici, în Japonia. Este din aceasta nisipoasă și are o culoare așa destul de frumoasă, zic eu. Pe aceasta am dat
cred că vreo 2 lei. Am luat-o din bazar, la ceva pe asta. Trecem la produsele de la Avon. În primul rând, mi-am luat acest wand de baie. Cred că a fost la vreo 90 lei, cam așa. Este cu turtă dulce și de miros se miroase foarte bine. În acesta deja mi-am băgat nasul, după cum se poate vedea, că n-am putut să mă abțin. Miroase așa foarte condimentat și cred că o să fie ideal pentru acest sezon rece. Mi-am mai luat un parfumel de la Incandescent. Desigur că mai am încă unul. Tot în aceeași variantă, cred. Și, doamne, iarăși îmi rup unghiile, dar ce nu fac eu pentru voi? Sticluța este cea clasică de 30 de mililitri și cred că acesta a fost 16 lei. Nu, sigur a fost 16 lei, nu cred. Cam așa arată sticluța. Și mi-am mai luat, tot așa la o reducere, la vreo 17 lei, cred că, Alfa pentru ea. Pe aici, eu nu știu cât se vede la voi, dar la mine se vede că zboară praful. V-am zis că asta este o cameră de depozitare și se mai întâmplă să mai prinde și praf produsele care stau aici. Cam așa arată sticluța. E sigur că pot să o scot din ambalaj. La fel, în variantă de 30 de mililitri, v-am zis că am dat vreo 17 lei pe ea. Și chiar îmi place. Am încercat-o. Și miroase așa, mi se pare că are ceva iasomie. Dacă nu vorbesc prostii și mai țin eu bine minte, am să mă uit acum rapid pe ambalaj. Știu că la un moment dat mai scriau ceva. Da, de ce să nu scrie? Ok. Trebuie să mă credeți pe cuvânt că miroase iasomie. Și am mai primit de la Avon și această minunată ciotă pe care v-am mai arătat-o eu. Încă nu am scos-o din țiplă, nici nu știu ce o să fac cu ea. Dar ideal este că am primit-o. Bun. Cred că trecem la produsele primite. Da. Și am așa, v-am arătat tot în unboxing că am primit acest, nu, aceasta, că este o apă de parfum de la Spirit și este Violet Kiss. Miroase violete, miroase foarte bine. Cam așa arată și ambalajul pe interior, adică sticluța. Mie îmi place foarte, foarte mult cu miros violetele, așa că o să mă bucur de acest parfum, dar îl las cumva către primăvară. Mi se pare atunci ideal de folosit. Ok, sper să nu vă deranjeze că vă arăt și niște produse primite. Dacă vă deranjează, puneți stop aici și ne vedem în videoclipul următor. Dacă nu, continuați. În primul rând, să terminăm cu cele primite din urmă. Am primit un glob din acesta de la un mini eveniment Yves Rocher, doar că eu am uitat să vi-l arăt data trecută, pentru că l-am de data trecută și am avut și crema aceasta, cred, aici. Aceasta este o cremă de mâini din noua lor gamă, se numește Tedore și mi se pare că miroase extraordinar de bine. Am și loțiunea de corp din aceeași gamă. De bine se poate vedea acolo la voi că e lumină puternică. Cam așa. Așa. Cred că se vede cel mai bine. Și am și un mini gel de duș, tot din aceeași variantă. Așa. Pe lângă astea, am mai primit în această minunată cutiuță. Stați să văd dacă pot să le scot. Un mini parfumel Mon Evidence. Pe acesta chiar nu l-am și eram foarte curioasă să văd cum miroase. Am încă unul de la Comme une Evidence Eau de Parfum. Și mai am încă unul de la Soi Elixir Purple. Pe acesta l-am și variantă full size și îmi place foarte mult. Deci mă bucur că l-am și în variantă mini size. Nu o să reușesc să-i pun acum capacul, dar am să o las deoparte. Bun. Mi-am dorit căști. Le-am primit căști. Cam așa arată căștile. Vi le arăt așa, dar vă arăt și cutia. Sunt așa un fel de roz metalizat și nu mă deranjează că sunt roz, cu toate că știți că n-am eu o treabă cu rozul. Cam așa a fost și cutia. Și de ce mi-am dorit eu tipul acesta de căști? Eu tot timpul că stau la calculator, la laptop, stau cu căștile în urechi, nu, pe mine nu o să mă vedeți stând fără căști, doar dacă, nu știu, dacă vreau să arăt cuiva ceva, să aibă nevoie și de sunet. Dacă nu, eu tot timpul sunt cu căștile în urechi. Și ce îmi place foarte mult este că au, aici partea care se introduce în ureche, au bucățelele astea de silicon și pot să le folosesc foarte mult timp fără să mă deranjeze. Am
primit la campania bază, v-am arătat tot așa într-un vlogmas, două produse pentru păr de la Gliss, am un șampon și un balsam și acestea două mi-au oferit acest minunat volum. Acum eu încerc să-l mai liniștesc, dar el stă așa. Desigur, am mai primit și această perie de la Switch. Este o perie pentru curățarea tenului și mi se pare a fi foarte blândă, foarte, foarte delicată. Am încercat-o doar așa, nu am pus încă nimic de curățare pe ea, dar așa ca prima impresie chiar mi s-a părut a fi foarte ok. Ce mi-a plăcut la ea este faptul că a venit direct și cu baterii, lucru care foarte rar se întâmplă și... Așa, cam așa arată. Perea nu am să o mai scot din țiplă, are aici un capăt. Da. Eu am zis, dar ea a vrut să iasă. Acesta este de silicon. Să văd dacă pot să dau eu jos capacul cu o mână. Se poate. Cam așa arată, deci acesta este de silicon, sper să se poată vedea. Și mai am încă unul aici, de rezervă, tot un capăt din acesta cu perii dintre astea clasice. Să văd dacă o să reușesc, o să-l mai pun înapoi. Da. Ok. Și pe lângă acesta, dacă vrea să intre, Moving on. Am primit și capete rezervă, 1 și 1. Iar ultimele două produse sunt primite din Spania și chiar eram curioasă să încerc produse de acolo, din Spania. Am în primul rând de la Deli Plus acest gel de duș cu fructe. Se numește Frutal. Văd că aici care, vezi că aici, văd aici care mere și cătină, presupun că ar fi. Sau ceva clementine, n-am idee. Diminuții miroase bine, mi-am băgat deja nasul în el. Și mai am aici încă un șampon, tot din acesta imens, la un litru. Acesta este de la Bonte, presupun că așa se pronunță. pH neutru, pentru piele, toate tipurile de păr. Asta am înțeles și eu. Și cam atât. Da, a început și un cățel să latre pe fundal. Așa. Șampon în format mare. Nu are colorant și nu are parabeni. A nu se introduce în ochi, evident. A nu se mânca. A nu se lăsa la copii. Da. Și cam atât. Bun. Aceasta este sticla și acesta este videoclipul. Sper că v-a plăcut. Sper că ați fost și voi mai cumpătați luna aceasta, pentru că în decembrie de obicei oamenii tind așa să facă cumpărături excesive. Eu am încercat și am reușit să mă abțin, deci dacă ar fi să puneți cap la cap lucrurile pe care le-am cumpărat eu, ați vedea că sunt destul de puține. Mâine urmează să facem empties și după aia empties of the year și după aia ne vedem la anul, cu siguranță. Bun, vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună, pa, pa!